Punctul 2. Asta o să facem cu ei. Punctul 2. Analiză. Analiza lor. Și știu la ce. Știu ce fac. A stakeholderilor. Și nu o să fie analiza cantității de friptură pe care o așteaptă, ci o să fie... O să fie... O analiza intereselor și puterii. Și Adidas știe să facă un caruiaș. Dacă vreodată v-ați gândit la un MBA, nu există MBA fără caruiașe. Adică fără o chestie cu patru cadrane în care pe o axă ai ceva, pe alta axă ai ceva, plusuri și minusuri. Chestiile astea sunt absolut specifice și Adina poate să le exemplifice cu grație. Cu grație, va trebui să facem schimb, să știi. Cu grație, voi explica eu ce facem în analiza stakeholderilor. Și pentru că tot am spus eu mai devreme ceva legat de interes și de putere, Simona ne părăsește în acest moment. Faceți-i cu mâna Simonei, vă rog. Pa, Simona, pa! O să folosim două axe, și așa nume cea de putere, referindu-mă aici la puterea pe care o au în puterea de influență, posibilitatea de a influența proiectul. Și interes. Aceasta fiind axa interesului. Care pleacă de la foarte mic la foarte mare, la fel ca și puterea. Ei, în momentul în care avem acești stakeholder deja identificați, o să încercăm să vedem ce interes are fiecare omuleț, nu friturist, omuleț, în proiectul nostru și ce putere de ce putere are asupra proiectului, adică dacă ne poate pune bețe în roate în cazul în care vrea sau nu. Bun. Și ce o să rezulte, o să fie un cadran de genul ăsta, că tot vă spunea Simona de patru cadrane. Și o să am diversi omuleți. Diversi omuleți poziționați în diverse locuri. Ei bun. La ce mă ajută pe mine această analiză? Pentru că în funcție de ceea ce o să obțin în urma analizei, o să identific și niște măsuri de gestionare a relației cu ei. Evident că va trebui să fac rapoarte și să o fericesc pe Simona cu proiectul, dacă altfel nu o să mai elibereze resurse. Rețineți minte, dacă trebuie să-mi dea resurse ca să pot să fac proiectul ăla, nu așa oricum cum mi-a zis ea că mi-a dat bugeta, nici chiar așa. Ok. Fac o astfel de analiză pentru că vreau să văd cine mi-e prieten și cine mi-e dușman, să spunem așa, în proiectul ăsta. În momentul în care o să-i poziționez pe toți stakeholderii identificați, mă rog, pe cei importanți, pe cei o să-i, după ce am identificat și am poziționat toți stakeholderii pe această axă, mă gândesc la niște măsuri de gestionare a lor. Și măsurile pot să fie de tip de... Poate să varieze, dar se încadrează în niște strategii majore. Adică cel puțin știm că cu unii trebuie să avem un tip de abordare, cu alții un alt tip de abordare. Ok. Ce o să facem, de exemplu, cu niște omuleți care au putere de intervenție? Că ei lor le place, li se pare că schimbarea pe care proiectul o produce este una benefică pentru ei. Vor să afle lucruri noi, dar nu au putere de intervenție. Ei, cu aceștia o să am grijă ca ei să fie informați. Deci asta e modul principal prin care eu pot să îi fericesc pe omuleț și să mă asigur că de bine de rău, chiar dacă n-au putere foarte mare în proiectul meu, măcar le dau ceea ce le trebuie. Pentru că se poartă engleza foarte mult astăzi, o să folosesc strategiile în limba engleză. Da, îi informăm pe omuleți. Ei, în momentul în care avem de-a face cu un stakeholder care are putere mare, dar interes destul de mic, trebuie să mă comport cu grijă. Pentru că, deși la început interesul nu este foarte mare în proiectul meu, este posibil ca pe parcursul proiectului să se schimbe acest lucru. Și având o putere foarte mare, n-ar fi un lucru plăcut pentru mine ca manager de proiect, ca el la un moment dat să-mi pună bețe în roate că nu-i mai place, nu-i place ce se întâmplă în proiectul meu, dar tocmai pentru care putere și poate să o facă, îmi spune, flit, pa, pa, gata buget, uite așa îmi face cu mâna Simona, s-a terminat.
Ok. Și atunci am grijă ca pe omuleții de aici să-i țin mulțumiți, să le dau ce le trebuie. Simona vrea informări. Bun, dacă Simona vrea rapoarte, o să-i dăm rapoarte Simonei. Keep satisfied. În momentul în care avem de-a face cu stakeholder, cu omuleți care au și putere și interes foarte mare în proiectul nostru, cum ar fi echipa de proiect, de exemplu, sau proprietarul de proiect, depinde, uneori e aici, uneori e aici. Se presupune că este aici, că îl interesează proiectul, că până la urmă de-aia fac proiectul, da? El are niște obiective de business de atins. Și atunci, în general, proprietarul de proiect o să fie aici. Ei, pe ăștia îi gestionăm cu foarte, foarte mare atenție, da? Manage closely, sau cum ne place nouă românește să spunem, țineți aproape. Ținem aproape, foarte aproape. S-ar putea chiar ca uneori pe acești omuleți de aici să-i implicăm în deciziile legate de proiect, pentru că asta e o formă în care le arătăm că părerea lor contează. Deci o formă de a-i ține aproape de noi. E bun, probabil că o să vă gândiți că omuleți ăștia de aici, dat fiind faptul că nu au nici interes foarte mare, nici putere foarte mare în proiectul meu, nu o să fac nimic. Ei, nu e chiar așa. Pentru că analiza asta a stakeholderilor este unul dintre cele mai vii instrumente, să spunem, din managementul de proiect. Pentru că, așa cum mai spunea Simona mai devreme, părerea lor se schimbă, polii de putere se schimbă, se răzgândesc, nu le mai place una, le place ailaltă, le crește interesul, le scade interesul, cine știe, unii promovează, le crește puterea. Ca atare, trebuie să am grijă să-i monitorizez. Da? Deci, nu o să investesc extrem de mult efort într-o fază incipientă a proiectului în relația cu ei, pentru că nu au putere, nu au nici interes. Ce o să fac cu ei, în schimb, o să-i continui să-i informez. Însă, concentrarea mea va fi pe cei din zona asta de aici. Dar nu înseamnă că trebuie să-i pierd din vedere pe ei, pentru că, la un moment dat, în proiectul meu, s-ar putea ca polii de putere și de interes să se schimbe. Și atunci trebuie să am în vedere și acest aspect. Observați că Simona s-a întors și se apropie de... Nici n-a plecat. Nici n-a plecat. Suntem la analiza stakeholderilor și mulțumesc frumos, Adina, extraordinară prezentare, cadranul acesta cu patru elemente majore ne-a dat pe spate. Dacă te-ai descris în meu... Observați ce scris frumos și inteligibil are. Să dăm mai... Deci observați cât o interesează analiza mea. În momentul